Superliga vă este oferită de Superbet. Bun găsit, prieteni, sunt Bogdan Cosmescu și vă invit să urmărim împreună meciul de la Voluntari dintre echipa gazdă, locul 14, echipa la care debutează astăzi ca antrenor Nicolae Dică și Hermannstadt, formație care se află pe locul 7. Vige trimisă la adâncime pentru Balaure, centrare și ocazie mare, gol, gol înscris de Paraschiv. Un gol pe care Paraschiv îl aștepta din septembrie. Voluntar Hermannstadt 0-1. Ce acțiune bună izbutește aici Balaure. El este omul cheie, dar și Paraschiv demonstrează calități. Nu este ușor să marchezi de acolo. 1-0 pentru Hermannstadt. N-aș spune neapărat că meritat, a fost un joc echilibrat fără ocazii. Aici însă Igor Armaș își demonstrează clar limitele. Cred că și Jesus Fernandez are partea lui de vină, deși e prins pe contrapie. Dă de unde vine mingea Paraschiv. 1-0. Atenție! Voluntarul a obținut doar 3 victorii acasă, dar două dintre ele au fost cu Rapid și Farul, locurile 3, respectiv 5. Minge recuperată, excelent de Murgia. Pasă excelentă la Balaure, atenție la această fază. Balaure trimite peste bară, dar este lovit de Armaș. Eu așa am văzut, nu știu care va fi concluzia. Balaure însă nu simulează. Armaș îl lovește după acel tackling. S-ar putea să fie penalti, și dacă mingea nu ieșise deja. Să vedem. Așteptăm relorile. Armaș pleacă imprudent în alunecare. Sunt tot mai multe ocazii de a contraataca periculos. Ce pasă bună! Dă Balaure! Paraschiv ciupește mingea, dar cred că trebuia, sigur că este adrenalina, cred că trebuia să o oprească acolo, trecuse de Jesus Fernandez. Dar omul meciului până acum este Silviu Balaure. N-a reușit să confirme la FCSB, dar asta nu este o rușine. Nu se dă faul, s-ar putea să revină, un 2 contra 1, Paraschiv, Sotamino, incredibil! După ce Jesus Fernandez a respins, de văzut dacă nu cumva a fost fault, scoată și să arate că a fost faultat, e vorba de dropa. Iarăși recuperare! Balaure! Apărând poate Jesus Fernandez, care strigă la ai săi. Moment de blackout, așa cum a pățit Voluntarul și etapa trecută la Cluj. Bolșcovaci. Sotamino arată că este limitat din punct de vedere al tehnicității. Aici avea timp să se oprească. Astăzi Bucuroiu, super acțiune! Paraschiv îl întoarce pe Armaș și salvează în coată Jesus Fernandez. Simte-o. Asta este super acțiunea lui Bucuroiu. Bună această acțiune, Doru Andrei. Medina, ce greșeală! Uluitor! Cere penalti Dumiter. Încă nu tăia Florea pentru proteste galben. Mi s-a părut că l-a călcat. Se duce să vadă, atenție, probabil că va da penalti. Este incredibil ce se întâmplă. Cum este un moment definitoriu pentru Nicolae Dică și pentru începutul său de mandat. Aici nu se vede. Mie nu mi se pare de aici că îl mai calcă.
a văzut el. Eu în altă reluare mi s-a părut că e penalti. Aici eu nu văd nimic. Mi s-a părut că a căcat într-adevăr. Penalti pentru Voluntari. Florea! 1-1. Incredibil. Incredibil, Voluntariul se salvează în extremis. Hermann Stad trebuia să câștige la pas meciul. Nu obține decât un egal. Se termină partida 1-1. Hermann Stad nu urcă pe poziție de play-off. Voluntariul face 26 de puncte, o egalează pe Poliaș. Se duce la 8 puncte de Botoșani și la 10 de Dinamo. Este un rezultat profund nedrept. Dar asta este fotbalul, că nu profiți de ocazii. Riști să fii pedepsit, se întâmplă extrem de frecvent. Eu sunt Bogdan Cosmescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi. Nu uitați, de la 8 urmează meciul dintre FCSB și Farul. După amiază și seară cât mai liniștite. La revedere!